Ministrul Energiei Virgil Popescu a fost confirmat cu infectare cu coronavirus și suntem în direct cu Alex Vădescu, corespondent la guvern, News Hour with CNN. Bună seara, Alex! Bună seara, da, informația momentului. Ministrul Energiei Virgil Popescu a fost confirmat în urmă cu puțin timp cu coronavirus, în urma unui test pe care l-a făcut în cursul zilei de astăzi. Știm că ministrul s-a simțit destul de rău, nu a putut participa nici măcar online la ședința de guvern astăzi. Este varianta Omicron. Cu această variantă, cu această nouă tulpină a fost confirmat în urmă cu puțin timp ministrul. Știm că ieri a stat lângă o serie de oameni foarte importanți la acel eveniment, a participat la un eveniment în cursul zilei de ieri cu oameni foarte importanți, pe lângă președintele Klaus Iohannis, de exemplu, s-a aflat în preajma ministrului finanțelor, preajma ministrului muncii sau preajma ambasadorului Israelului în România. Așadar, ministrul energiei este infectat cu coronavirus, varianta Omicron. Da, și este o variantă ușoară, cu simptome care nu sunt atât de puternice. Îi transmitem domnului ministru multă sănătate. Alex, îți mulțumim mult pentru aceste informații. Noi mergem mai departe.